Luni noiembrie, m-a sunat Carla, m-a sunat înainte de 1 decembrie. Îți am zis că vreau să vii de 1 decembrie la Cupul Lumii. Și ai zis că e prea, riscuri. Și după ne-a sunat profesorul Ioan Jinga, rectorul care e mușelin, rectorul Universității de Medicină și Farmacie, care a sunat pe Dorin, care era aici la mine. Și a zis că sunt și ei în această campanie și ne-am gândit la dumneavoastră. Dacă o ar face plăcere. Dorin m-a spus asta. Dar da, știu că eram aici, am încercat să te mobilizăm. Și mă bucur foarte mult că ați răspuns invitației și să ne spuneți de ce. Este o cauză în care, nu neapărat în România, dar de fapt în toată lumea, o campanie foarte importantă. Pentru că nu se știe când o să ai nevoie sau un rude sau un prieten, o să ai nevoie de sânge, din mai multe motive. Și știu că băncile de sânge nu au stoc peste tot. Și, bineînțeles, și depinde de categorie de sânge ce aveți. Până la urmă, cu fiecare donație, poate putem să salvăm o viață. Și asta e important, Să avem tot ce se poate în fiecare bancă de sânge, să fie pregătite să salvează o viață. Chiar mă uitam, este un site internațional pe care poți să vezi în timp real câte persoane se nasc pe planetă și câte mor pe planetă. Și în urmă cu o oră deja muriseră peste 80.000 de oameni și chiar ne gândeam, oare câți din cei 80.000, poate până acum sunt deja 100.000, dar noi nu conștientizăm că nouă ni se pare normal că suntem în viață. Oare câți din cei 100.000 aveau nevoie de sânge și s-au stins tocmai pentru că nu au avut sângele ăsta. Mă bucur că sunteți aici și că susțineți și mă bucur că sunteți din ce în ce mai aproape, pe care și Dorin Ocu de Câmpul Lumii. Și donați? Sau nu puteți să donați? Din păcate nu pot. Nici eu nu pot, că am avut COVID la sfârșitul lunii. Ok, mă bucur foarte mult, aș vrea să le transmiteți un mesaj oamenilor și când o să intrați pe Digi24 pentru că are vizibilitate națională și încă o dată vreau să vă mulțumesc foarte mult și să vă asigur că oricând sunteți binevenit la Câmpul Lumii. Mulțumesc! Și gândiți-vă că zona metropolitană a Iașiului are aproape 510.000 de locuitori, adică al doilea ori ar fi a doua așezare după București. Dacă e să ne gândim. Suntem foarte tari. Eu sunt foarte mândră. Și voi n-ați fost acolo și poate că nu își permit așa oamenii, dar erau supărați dacă intra cineva numai să vadă ce se întâmplă acolo. Ce căuta? Stăteau de două ore și ceva la coadă. Extraordinar. Deci așa ceva. Două ore și ceva. Și stăm aici de două ore jumate. A intrat Andrei Aron, care e consilierul personal. Și ce vă băgați în față? A fost foarte tare. Așa cum a zis. E absolut incredibil. Chiar mi se pare foarte tare. Nu mă așteptam. Și el. Ce mă așteptam? Îi spuneam, Carla era stresată, se credea, aoleu, că... Stai liniștite că o să fii premiați. O să vezi. Că atunci când avem puține momente de solidaritate, din păcate. Dar e un semn, mare semn pentru cum e considerat responsabilitatea civică. Da, da. A zis Carla că are emoții, probabil și s-a gândit și că suntem doar 30.000 de locuitori și au fost în Iași. Au zis, nu, dar Iași e altă treabă. Și uite că... Au venit și din sud, A venit de peste tot. A venit un domn care avea 65 de ani, doar să mă salute, a zis că a venit special din Pitești. Nu, a venit de un singur, nu a venit lipit de cineva și a zis că îi pare foarte rău că nu a putut să doneze. N-a depășit vârsta. Da, că n-a știut că a depășit vârsta. Au fost și foarte mulți care au fost vestiși, că nu știau de... Da. De câteva. Au fost niște criterii de destul de dure.
Da, da, și i-au plecat cu mintele să-i ferucă. Deci, la Iași au fost vreo 110.000 și noi am avut 120. Da. A, 110. Da, ai greșit. Vedeți că eu sunt obișnuită acum cu cifrele mari de când semnez de foarte mult. Deci 110 și noi am avut 120 în urmă cu o oră. Și da, la el. Depășit 300. Pe asta zic, și 320 au fost pe toată țara. Atunci de când au început campania. De la 1 decembrie până acum au fost 320 pe toată țara. Au avut 1 decembrie donare de sânge la Târgu Jiu, la Alba Iulia și la Iași. Toate trei la mult au avut 320 donatori. 12? Dar aici este coada foarte mare și sigur de pe și stați că eu am de oficiat la ora 3 o căsătorie și au zis că doar... Donează și ei, să-i pui și pe ei să doamneze. Păi dar ea a spus, i-am avertizat. Păi, Nașa e un fel de rădă cu mine de la ei. Da? Păi să vedeți atunci, să mă mulțumesc. Să vedeți cum se oficiază. E o formație artistică locală, da? Super. Să vedeți cum se oficiază la Câmpul Lung. Că de asta vin mulți tineri din țară. Da, să vedeți și eu la oficiat. Gata! Mama ei s-a operat la militar, mama mea și-a operat ieri de Bologna la militar. Dar am dat bine, sigur, că poate la secunda fără, n-a așa rău. Da, da, da. Mă bucur. Și cum găsiți Câmpul Lung, chiar așa, cu vreme ploioasă și... Dar nu, fără e caldă, că dacă va de frig, plouă. Știți că a dat domnul aer condiționat, că nu se mai putea, deci era foarte multă lume. Multă și trase la unul și de-aia i-a mai spus să stea la ușile astea. Dacă le-am pune în scaune, zice că nu-mi topă scaune, că vor să fie da, la coadă. Da, vor să fie primii. Vor să stea la coadă. Să stea în picioare. Ai molipsit-o Câmpul Lung, nu-ți dai seama ce faci tu când... Primii, la tot! Trebuie să fim primii. Trebuie să fim, că putem. Nu putem? Drept este.